Dragi prieteni, bine ne-am găsit și de astă dată. Deprisos să mărturisesc dintr-un început bucuria care îmi inundă suflețelul ca să construiesc așa pompos discursul meu, pe care nu avem nevoie. Ce mai la deal, ce mai la vale, bine ne-am regăsit și de astă oară. Mai fericit prilejul acesta că suntem chiar la fața locului, chiar în bătătura artiștilor cu pricina. Suntem de-a binele și de-a dreptul și de-a fericitele zi pentru noi, în ceea ce se numește atât de frumos ferma de artă, un perimetru fericit al artelor, în care personajele principale sunt în dreapta mea și se numesc atât de frumos. Și aș îndrăzni spune chiar nepereche, Victoria și Marian Zidaru. Trei silabe, apropo. Bine ați venit în casa dumneavoastră. Mulțumim că ne dați și exclusivitate în acest perimetru. Înțeleg că n-a prea călcat picior de jurnalist. Ne-am făcut bundiță nouă, despre aceasta vom face vorbire în propozițiile noastre. Mai ales că am la îndemână doar doi meseriași de elită ai artecii și niște foarte inspirați cuvântători, inspirați și fericit discursul lor, pe care îi poftesc să și-l înceapă cu putere, cu încredere, cu... Jucați acasă, vă rog să faceți cu toată largheța. Vreau să urez bun venit acestei noi ediții a workshop-ului de sculptură arhitectură, care se numește Incubator de Sculptură Arhitectură. Este vorba de simpozionul pe care l-am început anul trecut la ferma de artă, împreună cu un grup de tineri arhitecți, compus din 4 arhitecți, ca membri fondatori cumva, Alexandra Mihailiciuc, Alexandra Culescu, Andrei Tache și Tudor Irimescu, la care se adaugă în fiecare an încă un grup de 4-5 tineri arhitecți, care sunt alții de fiecare dată. Anul acesta s-a finalizat căsuța de anul trecut, care a fost începută și a fost premiera și așa, să spunem, entuziasmul maxim, pentru că întotdeauna se începe cu foarte mult entuziasm, cu acea căsuță cu aripi, iar anul acesta vor face o altă, vor avea un alt proiect, care el abia la început și se va termina anul viitor, pe care l-am numit Oaza. Ne bucurăm că cu sprijinul la FCN-ului, proiectul pe care tinerii arhitecți l-au câștigat anul acesta, am putut să desfășurăm și anul acesta simpozionul în condiții puțin mai optime. Ne bucurăm și vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți alături de noi pentru a face public acest eveniment. Minunat! Ce povestiți! Fie un ceas bun! Deja sunt niște anișori cu care operați, se și vede. Zidarii au devenit ziditori. La propriu. Și la propriu. Sunt câțiva ani buni de când lucrăm la Marian Zidaru. Acum am insistat foarte mult ca aceste cadre să le luăm în prima galerie din spațiul fermei de artă. Sunt o serie de 5 spații pe care le-am numit magazii. Adică M1, M2, M3, M4, M5, normal. Acum ne aflăm în galeria M5. Aici urmează să organizăm o expoziție pe care o vom vernisa odată cu încheierea acestui simpozion, adică poimine, sâmbătă. La ora 3 va fi începutul acestui eveniment. Acest spațiu va găzdui expoziție de chipuri ale satului pierdut.
fotografii adunate de prin sat pe care le-am mărit și le vom așeza pe acești pereți, iar în mijloc vom face o instalație cu diverse obiecte inspirate sau împrumutate din lumea satului. Spațiul nu este gata, în două zile sperăm să se apropie de strarea finală, trebuie să dăm cu var alb pe pereți, iar jos o vopsea gri. Vrem să păstrăm atmosfera aceasta de magazie, de spațiu fără pretenții, ca să putem să realizăm expoziții mai relaxate, expoziții care să nu impună o ținută academică. Va fi un spațiu de experimente, un spațiu nu numai pentru artă plastică, dar și pentru muzică, pentru poezie, pentru teatru, pentru diverse lansări de carte, proiecții. Da, pentru diverse zone ale artei și vom invita aici artiști cu care simțim la fel. Ăsta e lucrul cel mai important, ca să comunicăm pe aceeași lungime de undă cu cei pe care îi vom invita. Celelalte spații găzduiesc expoziții permanente pentru moment. Acesta e primul pentru expoziții temporare și mai avem în lucru încă un spațiu destinat expozițiilor temporare. Deci vor fi foarte mulți artiști contemporani invitați să expună în aceste spații. Pe lângă rezidențele la care vor veni, la final vor avea ocazia să deschidă o expoziție în aceste locuri. Până acum n-aveam spațiile acestea terminate și era un pic mai dificil. Un singur spațiu mic l-am avut oferit spre lucru artiștilor care au venit pe aici, spațiul de bara, dar era un spațiu foarte mic. Aici un spațiu mai amplu unde se pot desfășura mai bine. Haideți să recapitulăm inițial ce făcurăți și unul și altul anul acesta. Păi, părăsind inițial ambientul. Dacă mai țineți minte, anul trecut am început casa care s-a numit Casa cu aripi. Este un proiect al Alexandrei Culescu. După ce s-a încheiat simpoziumul, am continuat lucrările cum am putut, pe vreme de COVID, mai cu lucrători, mai fără lucrători. Iar acum, odată cu reluarea celei de-a doua ediții, s-a terminat, s-a încheiat. Avem acum un perete în maniera frescă, înalt de vreo 5 metri, pe care îl va picta Anca Mureșan, care vine în septembrie. Deci ea este artistul care va veni în rezidență, dar în septembrie, nu a fost în timpul verii, și ca tema rezidenței va fi pictarea acestui perete. Tot în căsuța cu aripi, pe peretele opus va fi o fotografie cu un țăran din sat și alte obiecte care vor fi așezate în mijloc. Lângă căsuță, care e vopsită, văruită, aranjată și are toate elementele necesare unei case, nu neapărat de locuit, dar unei atelier de lucru în care se poate și locui. Lângă această căsuță, acum se construiește proiectul Oaza. Este un proiect din cărămidă, o incintă, de fapt, care adăpostește fântâna. Obiectul este inspirat din căsuțele acestea care acoperă fântânile și care sunt pregnante, sunt ca o emblemă a satului Liteni. Și care aceste fântâni acoperite sunt regăsite, de fapt, în toată Bucovina. Sigur, nu, acest spațiu nu este un spațiu în care se poate intra cu lărgime, ci mai degrabă cu strâmtoare. Privitorul își va arunca ochii în interior, să spunem, va privi în interior mai mult, pentru că în interior vor fi obiecte pe care le vom schimba în funcție de eveniment și alte lucruri despre care încă nu știm. Pentru că obiectul este în lucru. Mâine, probabil, sâmbătă, sperăm că putem să punem și partea de sus, partea de lemn.
după care îl acoperim bine cu folie și îl vom continua de-a lungul anului. Deci acestea sunt primele două elemente. În plus am pregătit și material lemnos pentru primii sculptori care sperăm că vor veni anul viitor și am mai construit două magazii în care să putem adăposti acest material lemnos. Pentru că lemnul trebuie și adăpostit. Înainte de unele materiale rezistă în exterior, dar tratate bine cu toate substanțele necesare. Stejarul este un material rezistent, dar până îl lucrezi și până îl tratezi, trebuie să îl adăpostești. Și cam asta am făcut un an de zile. Am avut un an de șantiere. Doamna Victoria Zidaru. Păi am participat în cooperare cu toată grupa, mă refer la Marian și Dănuț, asistentul nostru, care pictează și o biserică în această perioadă, paralel cu tot ce facem noi aici. El pictează o biserică la Dumbrăvița, lângă Timișoara, o biserică destul de mare, amplă și ale cărei lucrări de pictură sunt spre final, deci mai are câteva scene de executat. În anul acesta m-am ocupat mai mult de spațiile din exterior și m-am ocupat foarte mult și de grădină. Am organizat două serii în care mi-am pus tot felul de plantuțe și afară, în grădină, la fel, am avut o perioadă, mai ales în primăvară, în care m-am ocupat foarte mult de zona aceasta de răsădit și de plantat și de, mă rog, îngrijit o grădină, ceea ce m-a inspirat foarte mult și mi-a dat așa un fel de energie de a continua mai departe acum proiectele care și în toamna aceasta se întrevăd, deși perioada este așa mai strictă cu expozițiile, totuși voi avea un proiect în noiembrie la o galerie renumită din București pe care încă nu o dau în așa, pentru că e în pregătire și încă mai sunt destul de elemente care trebuie să puse la punct. Așa, am încercat să finalizăm cât mai mult din spațiile care sunt deja în construcție acum, e vorba de spațiul de aici și spațiile care vor fi, de exemplu, bucătăria, din care până la urmă tot galerie de artă a ieșit. Bucătăria este spațiul M5. Bucătăria este, nu, M5 ai spus că ăsta este, M4. M4, M5 este. Ce soi ales de mâncare, de crăpelniță se poate face dintr-o bucătărie. Da. Practic este impropriu spus că este o galerie care are și un sector de bucătărie. Mai multe. Fiecare pune accentul unde vrea. Eu am zis că... Am avut colegi care se plângeau că sunt obligați să lucreze în bucătărie. Și eu le spuneam, dar de ce nu gătești în atelier? mult mai elegant. Da, așa și noi, gătim într-o galerie. Se bag seama că nu există emisiune și televiziuni fără să nu-și aibă la loc de cinste și foarte generoase emisiunile de bucătărie, de crăpelniță, știți? De bibliotecă mai puțin. Da. Auzeam că înainte de 89, existau în România 14 milioane de cititori. La ceasul de față, cine a avut răbdare să-i numere, se opresc la doar vreo 2 milioane. Poate sunt și acum 14 milioane de cititori de Facebook. Așa, da. Vorba lui Umberto Eco, da? Bun la casa omului Facebook-ul ăsta, numai că dă prilejul, dă posibilitatea oricărui idiot să se exprime. Închidem subiectul. Mi-a plăcut de tot mult și frumos să povestiți cum ați trebăluit în grădină primăvara asta. Iată recursul la grădină. În vreme ce semenii noștri urbani erau lăcătuiți în frumoasele lor colibii,
spațiul acesta rural a devenit fascinant acum. Da, noi nu am simțit absolut de niciun fel. Recursul a fost chiar ajutător. A fost un mare avantaj pentru noi. Când ne-a trimis punctual spre... Da, la lucrurile care contează. Exact. Da, la lucrurile care contează. După o examinare severă de preocupările noastre, când ne cheltuim foarte multă viață printre mărunțișuri, care mi se par extrem de importante. Închid divagația mea și mă bucur iarăși încă o dată și încă de tot atât de multe ori că mi-ați amintit de spus aceea celebră, întrebat un scriitor și el celebru, cum îți închipui că va arăta paradisul, și el a spus sub forma unei biblioteci. Întrebat un altul, la fel de ortoman, cum îți închipui dumneata că va arăta paradisul? Și el a răspuns că sub forma unei grădini. Fericit cei cu grădină la purtător. Da, eu consider că, de altfel, și proiectul pe care l-am inițiat în 2017 la Viena, Hortus Deliciarum, vorbește despre așa ceva, și eu consider că oamenii, până ce nu se vor întoarce din nou în spațiul în care Dumnezeu i-a picurat pe pământ, adică într-o grădină, nu numai la figurat, chiar și la propriu, oamenii nu-și vor recăpăta pacea, liniștea, armonia, și nu vor putea stabili dialogul pe vertical. Da, mi se pare atât de simplu și totul aici. Cred că, știu, industrializarea, digitalizarea, dacă ne-a făcut mai iuți de picior, să fugim mai mult, să grăbim mai mult lucrările noastre, să bifăm călătoriile în lung și în lat, aplecându-ne mai puțin deasupra capetelor noastre. E frumos ceea ce spuneți și salut, de ce nu, că nenorocita aceasta de pandemie a adus un lucru bun. Omul să se așeze mai bine în lăuntrul său și în preajma lui, după o examinare aprofundată. Din decembrie, cu o singură excepție, nu am plecat de aici. De la 1 decembrie, când de regulă venim la Suceava, Ziua Națională, suntem acum în septembrie și nu am mai plecat. Și mai rămânem acei preț de multă vreme. Până puțin la începutul septembrie, pentru că suntem invitați la Art Safari să participăm cu câte o lucrare și pentru alte evenimente pe care le vom face cunoscute la momentul potrivit, un eveniment destul de bucuros, dar care e bine să-l facem după ce se întâmplă, să-l facem cunoscut, da? Vom pleca în București pentru câteva săptămâni, după care ne întoarcem aici, să avem grijă și să cultivăm această grădină, care este ferma de artă. Ce frumos sună, a cultiva. Două cuvinte, poți să-ți faci fericire din cele două materiale. A cultiva și grădina, da. A cultiva în grădină și grădina necesită cultură, cultivare, da? Omul cultivat și grădina cultivată. Da, da. Are nevoie de mâini tainice. Înlăturarea buruienilor. Îmi place tare frumos și mult ce scrise arăți acolo la intrarea celuilalt spațiu mirabil, la triunghi acolo. Care se compune la rândul său din trei elemente. Da. Unul și unul. Triunghiul are trei laturi și noi lucrăm pe trei laturi. Pe sculptură, arhitectură și agricultură. Nu în cele din urmă, da? Da. Considerăm că agricultura face cumva legătura între cultură și, da, și ne, cultivare, să spunem. Ne dezertând nici o clipă de la sigla acoperământului. Și la secțiunea agricultură avem un proiect care credem că va fi o surpriză pentru toată lumea. Sperăm să se și realizeze.
Adică o punem la agricultură, o punem la egalitate cu celelalte două elemente artistice. Într-un, și fiecare an vom invita, vom născoci ceva. Invităm un crescător de oi, unul de gâște sau știu eu. De merge. Este o formă de mure absolut superbă aici lângă noi. Da, este, sunt câteva grădini de, cu mergi, depinde da, am auzit, exact, da. Crescătorii de mergi. Trebuie doar să născocim. Una chiar la Bădăcine, nu știu dacă mai este în vigoare, și la Lucrăția și de mai încolo. Mai aveți ceva important să ne spuneți în, sub acoperișul acesta sau mergem în discuția următoare? Cred că arhitecția ne așteaptă cu lucruri atunci foarte frumoase și precise, punctuale. Să mergem atunci, da, să, și să mergem. Executăm. Alexandra, ne ajunge. Puteam rămâne în cuprinsul acestui nume, prenume, minunat, armonios, muzical. Alexandra, iată-ne și în vara asta, chiar dacă la sfârșitul ei, în cuprinsul fermei de artă, care devine pe zi ce trece din ce în ce mai cunoscută și mai pregnantă.
Alexandra, de ce vorbesc? Sunt profesor de cuvinte, dar n-ar trebui să mă încurc în cuvinte. Alexandra, pe scurt și pe lung, pe înalt și pe profund, spune-ne, rogu-te, câte ceva de ce sunteți aici vara asta. Sigur că da. Păi o să derulez un pic povestea de la punctul de azi, un pic în spate, și să vă povestesc câteva intersecții pe care le-am avut, ca să înțelegeți de ce suntem aici. Totul a pornit de la întâlnirea cu Marian și Victoria Zidaru, o întâlnire care pentru mine a fost proteică și care s-a scurs foarte repede într-un scenariu viitor care ar avea sens pentru oameni. Pentru oameni pasionați de artă, arhitectură și meșteșuguri, pentru oameni care vor să descopere o nouă ruralitate și pentru o zonă care e de fapt foarte ofertantă, dar care are nevoie și de niște puncte din astea, cum să vă zic, vii, nu muzee, ci locuri în care efectiv să vezi oameni, să pui mâna, să înțelegi. E, și văzând toate lucrurile astea care se pot forma, am zis, haide să începem pe drumul ăsta, să ne apucăm. Dar noi veneam și noi în spate cu un bagaj. Care era bagajul nostru? Terminasem școala de arhitectură, care are o carență foarte mare în zona asta de practică, adică totul e într-o zonă de abstract, minunată de altfel, dar ajungi pe un șantier și nu știi prea bine ce să faci. Și atunci arhitectul, dincolo de desen, el vrea să simtă materia, să vadă cum desenul se transformă în carne, care sunt problemele pe care le întâmpină, cum prinde desenul forță, cum lucrez cu un lemn, dar cum lucrez cu un metal și toate lucrurile astea, el nedevenind propriu-zis meșterul, dar știind tot ce îi se întâmplă unui meșter, ca să înțeleagă gândirea pe care o aplică și să aibă, cum să vă zic, consistență obiectul pe care îl aduce în lume și obiectul ăsta care are o responsabilitate, fiindcă tu chiar aduci în lume un volum. El trebuie să le dea oamenilor ceva înapoi, dincolo de utilitate, trebuie să fie un creator de valoare, cumva. Bun, deci asta era dorința noastră, să creștem aici un soi de incubator de arhitectură, sculptură, agricultură, fiindcă agricultura mi se pare esențială, mai ales în contextul de acum. Incubator, da. Așa cum o făcui și la intrare, este sigla cea frumos inspirată, da, din, da, trei elemente, triunghi, arhitectură, sculptură, și agricultură. Nu, în cele din urmă, agricultură. Da, fiindcă vedeți toate conacele, toate locurile astea pe care noi acum le vedem doar ca pe niște monumente istorice, de multe ori fără context, erau întreținute de toate terenurile din jur de agricultură, toate casele noi care apar pe teren, dacă v-ați uita, par așa parașutate, ele parcă nu au context. Și noi asta încercăm, să readucem contextul casei. Știți cum pică o picătură de apă într-o apă și face niște unde, așa și o casă trebuie să aibă niște piei în jurul ei, niște straturi. Aruncam cu pietricele pe deasupra apei, da, și îmi plăcea cum, da, se rostogolesc, generează circulețe. Așa, și să, ca să îmi duc ideile la bun sfârșit, un al treilea lucru, a treia intersecție, că vă povesteam de intersecții, era întâlnirea asta cu doi artiști de talie mondială, din punctul meu de vedere, care au o operă vastă și care momentan nu e, cum să vă zic, nu poate fi văzută nicăieri. Ce se întâmplă cu un artist român după ce dispare? Știți, în general, opera se vaporizează și nu te mai poți bucura de tot ce a lăsat și tot ce a gândit omul ăsta. Deci tot sacrificiul vieții lui se scurge așa, de neînțeles și fără să lase urme consistente. Și atunci, pentru mine personal, lucrul ăsta de a crea o serie de spații expoziționale, galerii din astea, pavilionare și un muzeu undeva ca un centru de greutate în teritoriul ăsta de la Triunghi, însemna foarte mult, fiindcă cred că putem transmite în cuplu acesta de sculptură care generează spațiu și arhitectură care o îmbracă, deci o relație organică și nu doar două realități care se apropie foarte mult, și că locul ăsta poate avea sens pentru mulți oameni și poate fi inclus într-un circuit turistic al zonei care de altfel e ofertantă, și dincolo de experiența muzeului, aici poți să ai intersecții cu meșterii ai zonei care să facă tot felul de ateliere cu tineri, cu corporatiști, cu, fine, oameni interesați de patrimoniu și meșteșuguri. Poți să ai inclusiv rezidențe pentru artiști din țară, din străinătate. Poți să ai chiar un tip de cazare de tip Airbnb. Adică, cumva, circuitul ăsta economic, încercăm să-l gândim de pe acum și să-l punem pe roate ca lucrurile să aibă sens din toate punctele de vedere.
Da, cam astea au fost gândurile noastre și mai departe a apărut așa firesc proiectul ăsta Triunghi, care are trei piloni. Un pilon e școala de care vă povesteam, sculptură, arhitectură, în care înțelegem tensiunile dintre materiale, înțelegem ce înseamnă un finisaj, ce înseamnă o componentă auditivă într-un proiect, nu? În fine, deci sunt foarte multe lucruri pe care le experimentăm. După aia e o școală a satului, e o componentă pe care anul ăsta n-am putut să o dezvoltăm pe cât ne-am fi dorit din cauza poveștii acesteia cu pandemia, dar în viitor ea se va desfășura mult mai amplu, fiindcă ne dorim să aducem și în teritoriu valoare. E păcat, există vecinătatea asta între sculptorii Zidaru, noi, o echipă de arhitecți, studenți arhitecți și toți copiii ăștia de la sat, care de cele mai multe ori nu prea au foarte multe perspective. Și vrem să ne bucurăm de, adică să lăsăm și noi ceva, să transmitem ceva mai departe și comunității, care e de fapt principalul beneficiar al proiectului, sau așa ne-am dorit, să creștem de aici și de aici mai departe. Și mai e o componentă care ține de, nu știu cum să vă zic, lucruri firești care se nasc în contextul ăsta. Anul ăsta, imediat după ce vom termina tabăra, o să edităm prima publicație de artă din mediul rural, fiindcă în momentul ăsta, vedeți, urbanul și ruralul par așa că sunt două realități care parcă se ating undeva, dar nu așa cum ar trebui, și încercăm să aducem arta pentru cei mulți, sau cumva să ne bucurăm de faptul că artistul și arhitectul și toată lumea cumva descoperă această nouă ruralitate, o fructifică și ea începe să aibă o valoare și un sens. Și încercăm să scurgem lucrurile astea ca să ajungă la oameni așa cum ar trebui. Facem un film cu tot ce se întâmplă aici, pe care sperăm să-l puteți vedea în curând. Și ce am mai încercat să facem și ni se pare un lucru util, sperăm să reușim să o distribuim suficient de bine, e o broșură cu propuneri pentru activitățile astea de tip școală altfel din zona patrimoniu, arhitectură, arte, astfel încât școlile din zonă, când dau săptămâna școală altfel, să fie conștiente din start, uite cam câte activități se pot face cu copiii, da, aici. Este foarte frumoasă breșa aceea care se cheamă școala altfel, da. Încât copiii au spus că ar trebui toată școala, tot anul școlar să fie școala altfel. Da. Și nu mai o zi să fie ce știți voi, ce vechi. Da, și ne mai spui puțin că ne-a trămuit. Am înțeles. Păi ce să vă mai spun, că ar fi bine pentru cei care ne urmăresc să arunce un ochi așa la pagina noastră de Facebook Triunghi, unde începem să punem materiale despre proiect. Proiectul e momentan punctual, e un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în parteneria cu Asociația Designers Thinkers Makers, cu Ordinul Arhitecților din Suceava și Primăria Moara. Și sperăm să crească suficient de mult și să treacă de la o acțiune punctuală la un parcurs constant cu mai multe acțiuni în timpul anului. Anul viitor e foarte posibil să avem aici o tabără serioasă de dulgherie cu dulgheri din toată lumea și multe alte acțiuni pe care le pregătim. O să apară, în fiecare an v-am prezentat o carte. Anul ăsta, la sfârșitul anului, o să apară următoarea noastră carte a echipei Alexandra Mihailciuc, Alexandra Culescu și Andrei Tache. Se numește Cartea Caselor și le propune copiilor și părinților o incursiune în tipurile de locuire din România. Fiindcă ce încercăm noi cu toate publicațiile pe care le avem e să aducem patrimoniu aproape de oameni și de sufletul lor, să nu mai fie un lucru care se adresează strict specialiștilor. Și toate cărțile mele, În jurul focului, o incursiune de 2 ani cu bicicleta prin sate și orașe, căutând sobe, cuptoare, țigle, cahle și pâini, tot asta încearcă să spună, poveștile astea esențiale și să-i apropie pe oameni de lucrurile astea pe care trebuie să le transmitem, că schipul unei țări. Și închei cu Arta Feroneriei, o aventură în jurul conacului Carp de la Țibănești, proiect inițiat de arhitectul Șerban Sturza, unde avem o fierărie, batem fierul la conac, unde vin oameni de toate felurile să bată fierul și să înțeleagă metalul și posibilitățile astea prin care ai mâna ta o materie și poți să faci din ea orice, ceva fabulos. Și să povestesc despre asta, cât să fie
cât să fie atrăgător pentru oricine și disponibil, la îndemână, vă așteptăm. Cu ceritoare, vernisaj? Da, vernisaj sâmbătă de la ora 3 cu concert de chitară clasică, cu o prezentare a proiectului, așa sperăm noi, și ea apetisantă, cu un pahar de vin și cu încă câteva alte surprize, printre care o expoziție Culorile trecutului, în care încercăm să scurgem zestrea comunității în prezent. De fapt, să existe o continuitate, trecut, prezent, viitor. Să ne asumăm toate lucrurile astea. Da. Cine a fost la aparat? Alexandra Mihailciuc, arhitect călător și povestaș. Superbă! Superb, superbă! Mulțumim, tare, Pain! Mulțumesc și eu! Multă șansă! Așa să fie! Am început anul trecut cu Casa cu Aripi și acum am continuat cu Oaza, așa îi spunem. E un loc de stat în jurul Pântânii și e un exercițiu foarte bun de zidit cu cărămidă, un exercițiu pe care noi nu l-am mai făcut până acum, cu mâinile noastre. Cu cărămidă. Cuvântul a zidie, verba a zidie, e la casa. Da, da, în familie zidarul, da. Da, deși domnul zidarul mărturisea că dumnealui nu știe să zidească. Dar am învățat cu ajutor de aici local și cu puțină îndemânare și puțină grijă și puțină răbdare. Am ridicat cât am ridicat, mai avem încă puțin și urmează acoperișul. Ce avem în spate? Avem acest umbrar plin, care ține umbră și ține de căldură și ține răcoare și un loc de adunare pentru oameni, care va primi și o frescă pe exterior. E o zidărie subțirică, așa, e, cum să zic, ceva minim, e o structură ușoară pe care am încercat să facem cât am putut de deșteaptă, să o putem face repede, cu resurse puține, dar care să-și facă bine treaba și să arate bine. Și eu zic că începe să arate destul de bine. Faci pictură de biserici? Eu nu. La cine dintre voi? Vom avea povestea, probabil un artist invitat. Dan Sandu, care este cumva ucenicul lui Marian Zidaru și care s-a specializat în pictura de icoane. Și ultimul cuvânt, nu știu, de vacanță, de ce vreți voi? Anul ăsta, vara asta, e un mare câștig pentru voi. Ați venit cu drag aici, nu? Și de vacanță, și de meserie. Mai mult de meserie, da. N-am avut multă vacanță. Nu știu dacă am prins o oră de stat în hamac în aceste două săptămâni, dar suntem bucuroși să fim aici și că munca are valoarea ei până la urmă. Iar voi ați dat plus valoare, da? Da, și ce a fost interesant e că toți participanții și-au găsit locul în acest șantier, atelier. Fiecare după personalitatea lui și-a găsit un loc. Unii au pictat până la ultima suflare, unii au zidit până la ultima suflare. A fost bine să se regăsească. Mulțumesc tuturor, iar cei care au avut răbdarea să ne privească, bănuiesc că au fost și dintre aceștia, îi rugăm să poftească la fața locului, adică la ceea ce se cheamă atât de frumos ferma de artă. Și triunghi. Și triunghi mai nou, care conține fericit trei structuri puternice. Continuă cu sculptură și înflorește cu arhitectură. Da. Vă las cu bine, dragi prieteni, și pe unii și pe ceilalți, dorindu-vă multă șansă în lucrările voastre atât de frumoase.